prima rasă românească de capre pentru producția de carne pe care au reușit să o obțină specialiștii de la Institutul Palas din Constanța ar putea ajunge pe mesele românilor. Capra Bocarp are carne asemănătoare la gust cu cea de vițel. Deocamdată la institut sunt doar câteva sute de exemplare și mai trebuie să crească alte câteva sute pentru ca rasa să poată fi omologată, iar căprițele să ajungă la orice fermier. Bocarp este rezultatul unor încrucișări succesive și a unor experimente reușite făcute de specialiștii de la Institutul Palas din Constanța. Primele cercetări au început încă din 1992. Am împerecheat oi din rasa carpatină, capra locală, cu țar din rasa boer, iar metis și efunul s-au împerecheat din nou cu țar din rasa boer, rezultând un produs cunoscut sub denumirea de rasa Bocarp, care conține 75% sânge de boer și 25% sânge din rasa carpatină. În acest moment, la Institutul de Cercetare Palas, sunt peste 250 de exemplare de Bocarp, totuși nu suficiente pentru ca rasa să fie omologată. Specialiștii spun că de la timpul de selecție a exemplarelor până la producerea unei noi generații ar trebui să treacă aproximativ 3 ani și 6 luni, iar pentru omologare este nevoie de mai multe generații. Fac parte din tineretul ca prin an precedent, sunt copiii celor care, caprelor adulte pe care le-ați văzut mai devreme. Și acestea vor înlocui caprele reformă anul acesta și vor intra la montă în toamnă. Cercetările se desfășoară pe foarte mulți ani și trebuie să atingem circa 300 de femele adulte și țapie pe 15-20 de familii. În momentul de față câte aveți? Ne apropiem. Suntem la 250 de capre adulte. Interesant este că la noua rasă, carnea nu mai are gustul sau mirosul specific de carne de capră. Această rasă, această populație locală, se caracterizează prin aptitudini foarte pronunțate pentru producția de carne. Tineretul caprin, supuși în grășerie, realizează un suport de 180-200 de grame pe zi. Dimensiunile de lărgime sunt foarte bine dezvoltate, rezultând în special trenul posterior, rezultând o proporție de carne mare în carcasă și, deci, aptitudinile acesteia pentru realizarea unor producții cantitative și calitative de carne sunt mult mai pronunțate decât la rasa carpatină. În compoziția chimică, carnea s-ar asemăna cu carnea de vită, prin frăjezimea ei, gustul nemai fiind specific celui de capră. Căprițele Bocarp pot fi albe sau gri deschis, iar capul este colorat în maro sau negru. Lungimea corpului este de până la 100 de centimetri la femele, iar greutatea la caprele adulte ajunge la 60 de kilograme.